lege duminicală. Veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Matei 24:9. Pe măsură ce mișcarea pentru impunerea legii duminicale devine mai îndrăzneață și mai hotărâtă, această lege va fi dată împotriva celor care păzesc poruncile. Ei vor fi amenințați cu amenzi și închisoare. Unora le vor fi oferite poziții de influență, iar altora răsplătiri și privilegii pentru a-i determina să renunțe la credința lor. Dar răspunsul lor neclintit este: arătați-ne din cuvântul lui Dumnezeu rătăcirea noastră. Cei chemați înaintea tribunalelor apără cu putere adevărul și unii din cei care îi ascultă se hotărăsc să păzească toate poruncile lui Dumnezeu. În felul acesta, lumina va fi dusă la mii de oameni care altfel n-ar fi știut nimic despre aceste adevăruri. Ascultarea conștiincioasă de cuvântul lui Dumnezeu va fi tratată ca răzvrătire. Orbit de satana, părintele se va purta sever cu copilul care crede, iar stăpânul sau stăpână va asupri pe servitorul care păzește poruncile lui Dumnezeu. Dragostea se va răci. Copiii vor fi dezmoșteniți și alungați de acasă. Cuvintele lui Pavel se vor împlini în mod literal. Toți cei care vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Când apărătorii adevărului vor refuza să onoreze duminica drept sabat, unii vor fi aruncați în închisoare, unii vor fi exilați, unii vor fi tratați ca sclavi. În timpul acela de prigoană, credința slujitorilor Domnului va fi încercată. Ei au dat cu credincioșie avertizarea privind numai spre Dumnezeu și cuvântul Lui. Duhul lui Dumnezeu l-a mișcat inimile convingându-i să vorbească. Totuși, când furtuna împotrivirii și reproșului se va dezlănțui împotriva lor, unii, copleșiți de uimire, vor fi gata să exclame: dacă am fi văzut dinainte urmările cuvintelor noastre, am fi tăcut. Ei sunt înconjurați de greutăți. Satana îi asaltează cu ispite feroce. Lucrarea pe care au început-o pare a fi mult peste capacitatea lor de a o îndeplini. Sunt amenințați cu nimicirea. Entuziasmul ce i-a animat a pierit, dar nu se pot întoarce. Atunci, simțindu-și lipsa totală de ajutor, ei aleargă la cel atotputernic pentru tărie.